Oameni buni, am vorbit despre inimă, am vorbit despre infarct, am vorbit despre alimente și parcă devenim așa mai protectivi. Și când devenim protectivi în exces cu copiii noștri, și asta poate să dăuneze. Orice exces dăunează, chiar și acela de a fi protectiv. Și o să ne spună Urania și prietena noastră, Andreea Madlen. O să vorbim despre ce înseamnă să fii mama cloșcă. Acesta este un termen pe care îl folosim în popor și aș vrea să plecăm de la asta. Corect. Este părintele, în general mama, dar sunt și mulți tați așa, care vor să-și țină copiii departe de orice pericol, de orice boală, de orice julitură, și cumva de natural, orice respingere, nu? De orice durere. Andreea, te regăsești în ipostaza asta? Te-ai aflat odată? Pot să zic că sunt un caz fericit, că de la început, probabil pentru că eram și foarte mică atunci când am devenit mamă, foarte tânără. Dar am fost foarte detașată, i-am lăsat destul de liberi. Într-adevăr, diferența e clar semnificativă de la primul copil al doilea. Mm-hmm. Toate mamele pot să confirme asta. Dar mă bucur că nu am ajuns în ipostaza aia. Chiar sper sau încerc, cel puțin, să fiu destul de conștientă de acțiunile mele și să fiu cât de cât echilibrată. Ok. De ce ajungem totuși în ipostaza asta? Pentru că cumva înțeleg pe părinții care... Nu știu, e prea multă iubire, e iubire greșit înțeleasă și manifestată în direcția asta? Cred că e foarte multă frică. Frică? Știi? Da, Mihail, e frică, pentru că, spre deosebire de generațiile trecute a părinților noștri, generația părinților noștri sau bunicilor noștri, noi avem un copil sau doi, arare ori trei. Okay. Pe când dacă ne aducem aminte de părinții noștri sau bunicii noștri, nu, familiile erau numeroase, erau 8 copii, poate 10, și atunci, exact cum a spus Andreea, pe la al doilea te mai relaxezi, la al treilea mai lasă suzeta aia să se murdărească, nu trebuie neapărat să o dezinfectezi, și atunci relaxarea era mult mai mare. Așa avem o singură șansă și e copilul unic. De multe ori făcut și mai târziu. Uh-huh. Uite, Andreea i-a făcut de vreme. Dar de cele mai multe ori acum împingem natalitatea și atunci avem altă abordare, suntem noi mai puțin jucăuși decât înainte, cu presiuni mult mai multe și atunci devenim elicopter. Ok, exact, părintele elicopter. Părintele elicopter, care survolează continuu deasupra copilului, pe care îl face al lui, e o extensie a mamei, și atunci trebuie să-i ținem departe de orice pericol. Și copiii nu pot gândi o clipă pentru ei. Hai să descriem câteva semne ca oamenii să se recunoască dacă sunt în această poziție. Uite, acum ceva ani eram într-un parc împreună cu fiul meu și am văzut în parc un băiețel care avea în jur de 2 ani și avea o cască de protecție pe cap. Și eu m-am întrebat, uitându-mă la acest copil, de ce poartă această cască pe cap. Ok. Și m-am dus la mama copilului la final. Ce făcea copilul? Ce făcea? Nimic, doar se juca, la fel ca orice copil. Ok. Și m-am dus la mama lui, am îndrăznit să o întreb și am spus, nu vă supărați, am o curiozitate. Care este motivul pentru care fiul dumneavoastră poartă această cască? Și ea mi-a răspuns foarte nonșalant, ca să nu se lovească. Știi, și era un copil care se juca absolut normal, adică nu își punea viața în pericol în niciun fel. Eu am crezut că are un gips pe cap sau ceva. Și atunci mi-am dat seama că nu mai avem limite în a ne proteja copiii. Nu ne dăm seama că fiecare moment în care ne ridicăm copiii de jos, atunci când au căzut, ne dându-le șansa să învețe să se ridice singuri, de exemplu, de fiecare dată când le dăm instrucțiuni, fără să-i lăsăm să gândească sau fără să-i întrebăm ce ar face în absența noastră, în fiecare dintre momentele astea le răpim șansa să învețe să rezolve probleme, să fie responsabili, să fie echilibrat și să stea pe picioarele lor. Vreau să vă întreb eu acum ceva, pentru că există două tipuri de părinți. Unii părinți zic, ok, nu, spălăm tot, spălăm fructele, mâinile curate, niciodată nu punem mâna la gură, nu, că e mâna murdară, da? Să îi ținem pe copil departe de patogeni. Iar alți părinți zic din contra, lasă că noi ne-am făcut baie în gârlă, am mâncat de pe jos, nu ne-am spălat pe mâini și uite că suntem sănătoși. De ce parte vă aflați fiecare dintre voi? Eu sunt întotdeauna în zona echilibrului. Asta este ceea ce predau. Corect. Nici așa, nici așa. Ce înseamnă echilibru? Înseamnă că din perspectiva mea, nu ne putem exclude din lumea în care trăim. Nu putem trăi sub un glob de sticlă în care totul este septic, totul este curat și nici nu asta e ideea. Suntem ființe de pe această planetă, la oaltă cu gâzele, la oaltă cu, plăntuțele pe care le mâncăm sau pe care le atingem și praful din atmosferă.
Și atunci curățenia este una în echilibru. Ne ștergem pe mâini sau ne spălăm pe mâini înainte să mâncăm, dar nu facem asta de 15 ori pe zi cu dezinfectant decât dacă avem o meserie ca ta. Okay. Și e important. Cred că e important să avem această grijă față de noi, dar fără să intrăm într-o extremă. Corect. Tu ce părere ai? Sau cum, care e, să zic, poziția ta față de această igienă? Păi, ca să-ți dau un exemplu. Situațiile diferă. Dacă, de exemplu, sunt într-un mall sau într-un spațiu public sau la baie, nu o să-i zic niciodată mănânc. Nu... ai voie să mănânci de pe jos dacă îi cade mâncarea sau ceva. Dar în grădină sau în curte la părinți, mănâncă de pe jos, tăbălește-te, adică fă ce vrei din punct de vedere al igienei, să zic. În realitate, când vorbim despre igienă, copilul, ca orice organism, trebuie să se antreneze. Doar că aici există o, cum să zic, există o linie de mijloc, cum ai spus tu. Există bacterii pentru care, sau patogeni pentru care ne putem antrena. Aia sunt bacterii și sunt virusuri. Cu cât intrăm mai mult în colectivitate, luăm viroze, un copil poate să răcească de 5-6 ori într-un anotimp, asta este bine, el își antrenează imunitatea. Lucrurile pe care le-am văzut, de exemplu, după pandemie, cu tot felul de hepatite noi care au apărut, cu tot felul de exacerbări și niște simptome foarte severe la niște virusuri care erau normale până acum, sunt datorate acestei izolări. Deci izolarea nu este bună. Avem o epidemie la școală de gripă, ok, putem vaccina pe copil, dar îl ducem la școală, este bine să stea în colectivitate. Există însă patogeni pentru care nu putem face imunitate și aia sunt paraziți. Trebuie să fim atenți, adică e bine să lăsăm pe copil să se joace cu cățelul, dar cățelul trebuie să fie deparazitat. Și aici vreau să vă zic o chestie foarte amuzantă. Fiica mea, Anastasia, a plecat într-o zi în tabără. Da, a plecat câteva zile, s-a întors și ce am descoperit e că s-a întors cu păduchi. Ok? Am spălat-o în păr, i-am scos păduchii, i-am prins, după aia trebuie pieptănată cu un pieptăn special ca să scoți toate ouăle. E un proces destul de complex. Și trebuia să anunț totuși pe doamna învățătoare că s-a întors cu păduchi ca să comunice cu părintele copilului cu care Anastasia a dormit în pat, să-i anunțe, că trebuie să-i caute și de păduchi. Bun, am sunat pe doamna învățătoare și doamna învățătoare să zic că Anastasia s-a întors cu păduchi, nu știu de la cine a luat, dar să anunțați copilul, părinții copilului cu care a dormit. Și doamna învățătoare mi-a zis, știți, a dormit cu mine în pat. Deci ăsta e tipul de parazit de care n-ai cum să... nu ai cum să scapi de acest parazit. Nu, de păduchi. De învățătoare nu e bine să scapi, dar sunt într-adevăr paraziți pentru care nu poți să ai imunitate, dar cumva ne asumăm și acest pericol, lăsând copilul să exploreze lumea, să fie igienic, să fie, să se spele pe mâini când mănâncă, dar să nu fim neapărat mama cloșcă care stă să-l șteargă în permanență cu șervețelul de mâini când vrea să se scarpine pe față. Da, eu cred că... această simptomatologie a mamei cloșcă este foarte greu de lucrat. Adică trebuie să te uiți în interiorul tău și să-ți dai seama de ce fac chestia asta, adică ce se întâmplă. Sunt foarte multe frici peste care e greu să treci ca părinte. Dar ce vedem în primul rând? Sunt aceste mame care dezinfectează copiii pe mâini de 100 de ori, alergă după ei cu șervețele dezinfectante prin parcuri. Acum de 2 ani și jumătate, aproape 3, iată, cu atât mai mult a apărut această frică de îmbolnăvire. Sunt acei părinți care vor să rezolve toate problemele copiilor. Vine copilul acasă, de la balet, fetița are 7 ani, să spunem, și spune: mami, eu nu vreau să mă mai duc la balet. De ce? Pentru că toate fetițele râd de mine că sunt grasă. A, ce face mama? Pune mâna pe telefon și sună pe profesoara de balet și pe mamele celorlalte fetițe să schimbe comportamentul, că nu se poate așa. Okay. Deci părintele care încearcă să rezolve orice problemă pentru copii. Okay. Mai apoi este părintele care face totul pentru copil și în locul copilului. Îi dă să mănânce cu lingurița până la 7-8 ani, îi leagă și returile, îi face temele, îi face patul, îi pune în farfurie. Zi-mi, te rog, ce să fac cu bunica care îi dă Anastasiei să mănânce cu lingura, pentru că zice că mama ei nu i-a dat până la vârsta asta și ea își dorea atât de mult, are 7 ani și încă când o prind, efectiv nu știu ce să fac. Spune-mi cum să-i explic, uite, poate să uită la noi acum. Ar fi drăguț, da. Să explici că de fiecare dată când face asta, o handicapează pe Anastasia. Okay. Asta se întâmplă, pentru că noi, vă spuneam, avem nevoie să facem lucruri singuri, să ne demonstrăm că suntem în stare, mai ales copiii sunt atât de mândri de ei când reușesc ei să facă ceva singuri. Și atunci, în momentul în care facem pentru ei, le răpim această bucurie. Ok, mama, ai auzit, da? Devine succesul nostru, nu mai este al copilului, care încet, încet, ce fac copiii? Încep să se așeze.
fă tu. Și noi privim asta mai târziu a fi lene sau lipsă de responsabilitate și începem să ne plângem. Copilul nu-și face temele, copilul nu-și face curat în cameră, copilul nu are curaj să vorbească singur și uite, se ascunde în spatele meu și nu se integrează la grădiniță și nu știu cum să fac să îl ajut să devină mai independent și mai responsabil. Dar e, uite așa, pas în pas în spate, fiecare moment pe care noi l-am ratat, să-i lăsăm pe ei să strălucească, să-i lăsăm pe ei să aibă propriul succes. Cred că asta este ceea ce ne-am putea propune. Da? Să ne abținem și să facem pentru ei. Să se și lovească. Dacă e în parc și cade și se lovește, așa învață. Așa învață să fie atent. Așa... În urmă, știi cum? Cred că e bine să intervenim la copil doar atunci când e în fața unui pericol major, iminent. Adică, ok, îl prindem de umăr când vrea să traverseze greșit strada. Dar dacă este în parc și cade de pe balansoar, o să învețe să se dea mai atent data viitoare. E greu de gestionat asta, Mihail. Mai ales că voi, bărbații, sunteți responsabili pentru tăierea cordonului umbilical. Asta e treaba unui tată. Așa-i? Pentru că tații au curaj să-i lase să se urce mai sus pe o creangă, mai sus, știi? Hai, tată, că poți! Adică tații au acest dar de a oferi independență copilului, unde noi, mamele, suntem, vai, copilul! O să pățească copilul ceva. Ok, dar cred că măcar putem să încercăm. Putem să încercăm, dacă zic, vă regăsiți în ce am povestit noi acum, măcar cred că primul pas e bine să realizăm că ceva e ok și e posibil să-i facem rău acelui copil și ulterior să căutăm să găsim soluții, să lăsăm, să tăiem măcar un puțin câte puțin acel cordon umbilical. Bine. Bun, Urania, mulțumim foarte mult pentru ce ne-ai povestit. Andreea, mulțumim pentru vizită. Oameni buni, asta a fost încă o ediție Medicul. Ne vedem și săptămâna.